Biblia. Genul programului: pamflet. Dragi prieteni, începem cu desertul astăzi, pentru că asta e când ai mâncat bine, în general, și te-ai așezat pe poziție, îți poți permite să începi cu fuduliile. Vedeți cumva pe masă niște cadouri pe care le primim în timpul campionatului mondial și așa la întâmplare, așa, de exemplu, această pungă, unde am primit următoarele chestiuni de la niște telespectatori de ai noștri din Statele Unite. Breloc, cap de mort, un fel de pușculiță, așa, ceva de pe la indieni, trei cărți poștale din San Diego, California, pe una dintre ele, pe aceasta, ni se transmit și câteva urări, pe care sigur că le trimite mai departe, întrucât oamenii au făcut efortul să ne scrie din SUA. Vă urmărim emisiunea cu mult drag, salutări din frumosul San Diego, Daniel, Carmen și Claudia. Încă o imagine cu acest oraș bine cunoscut din California, practic cel mai important după San Francisco și Los Angeles. E bine, aici scrie pe ele NBA, deci este absolut oficial, Los Angeles Lakers, deci tot de la ei de acolo. Este absolut oficial, deci este scrisul NBA. Ce credeți că se află înăuntru? Șerpi. Nu. Nu? Fascinant. Sunt ursuleți gumați. Adică varianta pe California râmelor, pe care le primisem la un moment dat de la un alt spectator din Statele Unite. Ce bine arată, bă, tată! Ce culori desăvârșite! Vezi, acum contează că avem imagine mai bună decât Antena 3. Așa cum se și spunea. Sunt extraordinar. Dom'le, euro americane, dacă sunt, pentru că, stați liniștiți, dragi prieteni, nu ne facem noi griji cu lucruri de genul ăsta, dar în orice caz venim din SUA într-un pahar oficial cu scrisul NBA, poate să conțină orice, că este perfect. Da? Sunt toate datele aici, NBA, marca înregistrată, nu știu ce. Asta mănâncă ei, probabil, în California, în momentul în care, ăsta îl putem lăsa pe masă, în momentul în care se uită la basketul american. Le mulțumim prietenilor noștri din San Diego. Să trebuiască să trec la partea a doua a desertului. Aici o ladă venită din Germania, de la doamna Rafaela. Senzațional pachetul. Deschid un pic, totuși cu voia autorului, pentru a ne descurca. Am primit așa, un tricou Brazilia. Sigur, tricou de ăsta de purtat, nu este un tricou de joc oficial. Brazilia. Am primit un tricou cu semnele FIFA. E un hanorac ăsta. Ăsta poți să și dormi, că văd că nu mai trece ploaia. Asta e bun pentru somn, să lasă răcoarea noaptea, greuț așa, practic o bluză de training. Chiloți. E adevărat că par mai pentru domnișoare, așa, tot cu înscrisul brazilian. Da. Sunt de bărbați, bineînțeles că femeia știa unde îi trimite, așa este. XXL 8 boxer. Nu m-ar fi deranjat nici dacă erau pentru dame. Ok. Asta este ceva dintr-un ziar german, Süddeutsche Zeitung magazin. Și fiți atenți acum ce mi-a trimis. Albume, ăsta, varianta germană, ăsta care există și la noi cu abțibildurile FIFA World Cup. Stai cu benzi desenate, cu desene animate, ceva. Tot un catalog, să lipești, să decupezi, da, genial, cu jocuri, cu foarte bun. Ăsta, apoi am primit, să din 2012-2013, probabil că
l-a plasat așa din întâmplare, un catalog să-ți lipește Abzibildo din campionatul Germaniei, dar a trecut de mult ediția 2012-2013. Ăsta este cu Cupa Mondială numai despre nemți. Totul despre starurile Germaniei, tot așa să lipești, să nu știu ce. Am mai trimis niște multipacuri, adică aici sunt plicuri cu Abzibilduri, în astea, multe, grămadă, și în restul lăzii plicuri, plicuri, tată, plicuri, numai că nu sunt din aceeași colecție, nu am desfăcut niciunul. S-a, înțeleg acum. E pentru celălalt catalog, corect, e pentru ăsta. Oh, impecabil. Papagali, delfini, fauna Braziliei s-ar putea să fie. Cum am dau seama, văd un papagal acolo, aici câte o maimuță urlătoare. Așa, asta e un tucan. Iată și tapirul, emblema Braziliei, trebuie să fie și jaguar și pume. Asta este, tată. Fauna Braziliei. Pe ultima pagină tot așa, un papagal, ara și un tucan. Perfect, perfect. Văd aici pe zone geografice din Brazilia. Ăsta și-l pot lua și comentatorii TVR care sunt în Brazilia, dar ei n-au nicio pasiune. Bineînțeles că nu vor lua nimic. Sau în orice caz nu vor lua așa ceva. A, că vor aduce niște chiloți, da. Niște ceasuri de damă, niște parfumuri, că toți, bineînțeles, sunt căsătoriți. Cât ești mai prost, cu atât ești de mai multă vreme însurat. Nu e asta problema, toți au familii, o să le aducă alor lor de toate. Paharul ăsta de apă mă deranjează puțin. Deci cam asta ar fi, fraților, n-am putut mai mult. V-am prezentat aceste cadouri pe care le primim, absolut justificat, după părerea mea. Îi mulțumim doamnei Rafaela, splendid pachetul. Ca să nu fie nicio discuție, l-am prezentat în direct. Iată Kamikaze, ultimul număr, apropo de campionatul mondial, suntem în aceeași sferă. Ubrigado Pici. Știți că limba portugheză este singura limbă din lume unde cuvântul mulțumesc este derivat. Masculin se spune ubrigado. Dacă ești bărbat, dacă ești femeie, spui o brigada. Singura limbă din lume unde mulțumesc are și masculin și feminin. Iată-l pe Victor Pițurcă, FIFA World Cup tăiat Brasil și scris barbut. Ținem cu marea sau dubla. Și vedem aici niște, da? Niște zaunzar, de fapt, în vârful Cupei Mondiale neapiții. Foarte bună. Nu înțeleg de ce se face comparația, că România nu este dorită de nimeni și chiar ne bucurăm că nu s-a calificat la Cupa Mondială. Nu este nicio pierdere că nu ne-am dus acolo. Nu trebuie să ne dăm mai cocoși decât suntem, întrucât absența noastră este firească. Nici nu cred că o să ne mai ducem prea curând la Cupa Mondială. Marile națiuni sunt toate acolo. E bine unde suntem. Story, pe prima pagină, colosul din tenis, o imagine cu de pierzătoare a Simonei Halep, în sensul în care are, iată, placheta, farfuria pe care o primește învinsa finalei de la Roland Garros, saga Simonei Halep în interior, cu multe pagini, foarte multe mesaje de bine, de laudă la adresa ei. Nu mai multe decât cu Pavel Bartoș, dar sunt destule și cu Simona Halep. Din păcate se potrivește prost. Astăzi Simona a fost eliminată la Sertogenbosch în turul al doilea, abandonând în fața unei jucătoare venite de nicăieri din Germania, pe care o bătuse în primul set 7-5, cum o bătuse și pe Govorțova din Belarus în primul tur, tot 7-5 în primul set. A abandonat Simona Halep în setul al doilea la 3-2 pentru nemțoaică. Este o înfrângere mare, întrucât, din câte mi-amintesc, eu ea câștigase turneul de la Sertogenbosch. Ori nou clasament WTA are problema asta. Când câștigi un turneu
Și anul viitor nu-l mai câștigi, pierzi foarte multe puncte în acest clasament. Dacă te duci la un turneu pe care, să zicem, l-ai pierdut în turul 1 sau 2, dacă îți depășești performanța de cu un an înainte, n-ai decât de câștigat. Deci sistemul este în asemenea măsură făcut, încă dacă ai câștigat un turneu, trebuie neapărat să te duci să-ți aperi trofeul și așa primind foarte puține puncte. Deci este complicat să te menții în frunte dacă pierzi turneele pe care le-ai câștigat odată. Și ăsta a fost unul dintre, din seria celor 6 turnee foarte mici pe care Simona le câștigase la începutul ascensiunii ei. Unul dintre ele, sigur, a fost Sertogenbosch. Bun, deci s-a desumflat un pic mitul Halep, pentru că probabil că ea a petrecut peste măsură după eșecul de la Roland Garros, așa cum face în general sportivul care nu știe să-și păstreze disciplina de sportiv de înalt nivel. Da? Sunt sportivi care în momentul când ajung sus pierd noțiunea valorii, să spunem, și a echilibrului pe care trebuie să-l ai în momentul respectiv, adică acea numită igienă sportivă, și automat fac excese sau pur și simplu nu sunt atenți la anumiți factori. Știți că ea a și spus la București când a venit pe aeroport, întrebată de un jurnalist, apropo de desele accidentări pe care le are, că va fi mai atentă să nu se mai întâmple. Iată că s-a întâmplat foarte repede, dovada că ea a mâncat ori prea multe sarmale, cam ca Lucian Bute. După ce juca câte un meci pe câteva milioane de dolari în Canada, venea la Pechea și mânca toate sarmalele lui maică sa. Sigur că nu-i recomandat când e sportiv de înalt nivel. Știu, povestea Dragan Stoicovici odată, probabil că unii dintre telespectatori îl mai știu, a fost cel mai mare fotbalist din Iugoslavia din toate timpurile, ca talent. Că nu mâncase în viața lui, de când a devenit fotbalist și până când s-a retras, nici măcar un baton de ciocolată. L-a mai întrebat jurnalistul, știu asta când juca în Franța. L-a întrebat jurnalistul, da, și ce mâncați atunci? Zice, domnule, numai ce mi se spunea de către dietetician. N-aveam decât 3 feluri de mâncare. Zice, paste, orez și pește. Orez nu mâncam nimic. Și spunea ăla, domnule, da, la banii pe care ați câștigat, la trofeele, pe care nu vă permiteți așa când vă duceți într-o vacanță, zice, niciodată. Da, n-am ieșit niciodată, zicea, la o discotecă, nu m-am dus niciodată să mă întind pe un șezlong dincolo de o anumită oră, că știam că trebuia să fiu în pat. Da, Dragan Stoicovici, cine îl vede la ora asta, are undeva spre 50 de ani. Poate să joace fotbal ca unul de 25. Dar de ce l-a rămas la aceeași aliură, exact acel... Asta spun. Ca să fii într-adevăr un sportiv de mare performanță, un profesionist absolut, așa trebuie să te comporți. Problema lui a fost că s-a accidentat la genunchi, a avut meniscul rupt de nu știu câte ori și până la urmă n-a mai putut să joace. Da, asta nu era din igiena sportivă, ci pur și simplu din neșansă, cotonogit tot timpul pentru că era complicat să iei mingea. Nu e o legătură directă cu Simona Halep, dar e o posibilă explicație. Iată, n-a reușit după ce a făcut performanța asta prin care toată România a crezut că gata, am devenit niște zei, niște eroi. A ajuns în finală la Roland Garros și iată că n-a știut să continue într-o primă fază. Nu e timpul pierdut, desigur. Poate să se redreseze, să vadă un preparator fizic, îți trebuie niște oameni lângă tine inteligenți, nu se dă să mănânci 30 de cutii de pizza dacă ai câștigat un trofeu. Sigur că bani ai, ok, disponibilitate poți avea, pentru că programul ți-l stabilești tu. Ea poate să zic acum, nu mă duc la turneul de tenis de la Pattaya sau de la Sulina, nu mă interesează, trec peste el, pierd niște puncte, dar nu mă poate nimeni obliga să particip. Mă duc doar la ce turnee vreau eu, indiferent cât mă costă în ierarhia mondială, că aia nu e foarte importantă. Interesul este pentru bănuți. Nimeni nu face tenis pentru puncte sau sport. Faci sport pentru bani, să câștigi cât mai mulți bani. E bine, te-ar putea costa la un moment dat indisciplina sportivă, pentru că dacă te tot accidentezi, de altfel, cam asta i-am prezis și noi Simonei Halep într-un comentariu desăvârșit prin altă parte, cam asta îi prevăd. Faptul că nu va reuși să gestioneze ceea ce înseamnă înalta performanță. Cel mai greu lucru de altfel în sport. Să ajungi undeva sus, tu nefiind neapărat programat pentru performanță, nu vorbesc de genii. Aia sigur că dacă ajung cumva sus, au în gena lor chestiunea asta și reușesc să rămână acolo. Altfel n-ai cum să câștigi 18 turnee de mare șlem. A fost cazul Martinei Navratilova, de exemplu. Nu făceam griji pentru ea.
sau pentru al de Pete Sampras sau pentru Andre Agassi. Cât îl vedeți de huligan așa și de golănaș pe Agassi, el avea o conduită fabuloasă, punct de vedere sportiv, da? Și nu-l vedeai niciodată stând la taclale, la nu știu ce oră, dând sticle de whisky pe gât. Nu-i avea pe astea. Era el golănaș, așa, un miștocar dintre ăsta, tot timpul cu pantalonii ascuns, cu glumițe, cu să uita după femei în tribună, ok. Dar când era vorba de concentrare și de dietă și de asta, era impecabil. N-ai cum să reziști la nivelul ăsta dacă tu nu te gândești în primul rând la tine. Și ar fi păcat, absurd, păcat nou, că nu-i problema noastră, fiecare face ce vrea cu viața lui. Ar fi absurd să ajungi pe firmamentul unui sport într-un astfel de moment unde nu există aproape concurență, este un vid de putere, și să te prăbușești de una singură. Asta ar fi lamentabil. După aia să dai vina pe cine? Pe doctorul cu tare care ți-a făcut nu știu ce injecție, pe ăla care când ai avut o răceală ți-a dat pastila care nu trebuia. Nu mai țin astea. Și ce o să spunem după aia? Păi a fost tratată greșit de cine? N-are posibilitatea să trateze la cei mai buni doctori sau să stea de vorbă cu oamenii care știu ce înseamnă o carieră? Să nu pui kilograme pe tine, să nici nu slăbești degeaba și să consumi exact ceea ce poți să elimini în timpul unui meci. Asta e marea artă la orice sportiv. Adică nici să nu mănânci 10 budinci înainte dacă tu nu consumi decât 2 sau 3 prin efort în timpul unui meci. N-ai niciun sens. Altfel da, dacă ai un tranzit dintre ăsta intestinal extraordinar, poți să mănânci 2 tone de tocăniță înainte de un meci, dacă tu le elimini perfect în timpul meciului respectiv. Cum au făcut maghiarii la campionatul mondial din 1986 în Mexic. Da, au mâncat tăieței cu varză înainte de meciul cu Uniunea Sovietică. 6-0 a fost pentru sovietici. Au mâncat tăieței cu varză, cu mult boia, cu multă boia și cu mult piper. Preparați acolo de bucătarii mexicani. Numai că la altitudine, ungurii asta mâncau. Știu din Kepesh Sport. Deci nu-i vreo glumă asta. Da? După aia, sigur, au căutat și ei țapii spășitori, bătându-i RSS-ul cu 6-0. Și asta mâncaseră. Dar ei asta mâncau și în Ungaria. Atenție, proștii. Mâncau tăieței cu varză. Ardelenii știu. Este o mâncare extraordinară. Să face din tăieței din aia mici, așa, pătrățoși. Nu din spaghetti sau din pene, tăieței de casă, pătrățoși, așa, amestecați cu o varză semicălită, mult piper și boia, e o mâncare colosală. Practic nu există ceva peste asta. Dar nu poți să o mănânci la 1800 de metri altitudine, cum jucau ei în Mexic, cu o oră, două, trei înainte de meci, pe o căldură de 45 de grade. Vedeți, li s-a făcut rău, unii au vomat în timpul meciului. Astea au fost de desubturile acelui 6-0 al Uniunii Sovietice cu Ungaria. Asta e foarte importantă dieta și cât reușești să te capacitezi în momentul în care ai ajuns în vârf. Bun, trecem la sărbătoriții zilei și avem chiar un laureat, un distins cetățean. Trebuie să-i spunem și tovarăș dacă vreți că nu-l va deranja. Se vorba despre doctorul Duicu. Un nume greu în politica românească, prenumele Adrian, baron penal de Mehedinți, un cetățean care, iată, avem acum istoria lui, negru pe alb, a devenit într-o zi doctor, după ce, sigur, îndeplinise și alte funcții și trecuse prin diferite etape ale unei vieți absolut remarcabile. La un moment dat, însă, i-a trebuit și tichie de mărgăritar și și-a luat doctoratul, știți în ce? În științe militare, în 2006, tovarășul Duicu, la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Adevărat, nu sună nemaipomenit, e ca și cum ai spune că ești doctor în plutoniu, să spunem, în Tasmania. Nu mi se pare ceva extraordinar. Bun, fragmentele din teză s-au dovedit a fi copiate integral, bă, cuvânt cu cuvânt din alte lucrări științifice, uneori cu vaga citare a sursei, la câteva pagini distanță, alteori asumate integral de tovarășul Duicu, fără citare. Sigur că, știe toată lumea, în lumea academică, politica n-are granițe. Coordonatorul acestei teze de doctorat a fost generalul în rezervă, vă dați seama cam ce poate să fie, Mihail Vasile Ozunu, fost membru PDL
profesor UNAP, care consideră, da, exact cum considera și Ecaterina Andronescu plagiatul ordinar al lui Victor Ponta, consideră că teza lui Duicu nu are nicio problemă și susține că l-a cunoscut pe liderul PSD doar la cursurile Academiei Militare, pur și simplu, bună ziua, bună ziua, maximum, n-a existat nimic altceva între ei. Este tot în regulă cu această lucrare. Absolvent de inginerie în București, conform CV-ului public, Duicu a ajuns doctor după ce a urmat un curs post-universitar de conducere strategică în domeniul securității naționale, nu e securitatea aia, în perioada ianuarie-iulie 2003 la Colegiul Național de Apărare. Fragmentele copiate în teza de doctorat provin din alte surse, fie pagine de internet ale unor instituții publice, precum NATO, Parlamentul European, Comisia Europeană, fie din lucrări academice și articole de specialitate, din documente publice, de exemplu manualul NATO sau Strategia de Securitate Națională a României. Unele sunt citate, altele nu, însă toate sunt copiate cuvânt cu cuvânt. Asta este baronul de mehedinți, Adrian Duicu, nu dă nu de alta de acasă să știe cam cine-i PSD-ist în țara asta și cam care sunt criteriile de competență în această șleachtă. E clar că nimic nu se va alege niciodată de România atâta timp cât aceasta este clasa politică. Oamenii ăștia care ar fi tăcut mâlc dacă nu i-ar fi descoperit cineva, nu venea niciunul să spună, vă v-am fraierit, noi nu avem de fapt niciun titlu, suntem niște nimeni. Sigur că și asta poate să fie valabil dacă ar fi fost niște desăvârșiți autodidacți. Dați-vă puțin la ei, ce oameni sunt și care sunt realizările lor. În general, în afară de faptul că și-au umplut burdihanul și au pus deoparte pentru familiile lor. N-au făcut nimic niciodată pentru nimeni, n-au nicio prezență, n-au nicio carismă. Nu se simte pasiunea în discursul lor. Sunt niște mega analfabeți. E plină țara, absolut toți baronii sunt niște oameni de această ținută. Pentru că nici n-ai cum să fii un astfel de dobitoc dacă ții un pic la imaginea ta sau a familiei tale sau a clasei politice sau a partidului tău. Nici nu poți să faci așa ceva. Spune-le, mă, de la început, să-ți un pic, mă, rămân la afaceri. Pentru că poți să fii om de afaceri, de exemplu, să ai o tutungerie în care să faci fraudă de zeci de miliarde de euro pe an, dacă vrei, cu doctorat sau fără, nu te întreabă nimeni acolo, ești singurul tău stăpân, păcălești fiscul, faci ce vrei, dacă nu te ridică ăia, și stai în șederea ta acolo. Da? Ei însă au nevoie de această imagine, de această poziție, de această influență, nu știu, ignoră faptul sau sunt atât de proști încât își imaginează că lucrurile astea nu se vor afla niciodată despre ei. Ce mă îl penalizează cel mai mult pe Duicu aici, ne intrigă cel mai mult pe noi, este faptul că boul ăsta nici măcar n-a răsfoit vreodată această lucrare de doctorat. Că măcar dacă ai copia, o să vă arătăm imediat că mai avem aici un plagiat, dacă măcar ai învățat ceva din chestiile astea, ai copiat, uite, de la Parlamentul European, ai copiat de la NATO, ai copiat din mii de surse. Ok, dar măcar să profiți de lucrurile astea, chiar dacă nu sunt ale tale, nu contează. Dacă ai ști ceva din ele, el sunt absolut convins, măcar n-a frunzărit. Exact cum a fost cazul lui Victor Ponta. Pentru că dacă ai fi citit o dată măcar, nesimțitule, o singură dată textul respectiv, ai fi văzut că sunt unele lucruri inacceptabile. Nu puteai să scrii aceeași tâmpenie ca în textul de mai sus, ăla greșise, scrisese pantof în loc de tractor, așa scrieai și tu. Da, asta înseamnă că tu nu te-ai uitat niciodată peste el. Și evident că lucrurile stau așa. Tu doar dai comanda. Bă, uite, vă dau niște bănuți, că și așa sunt bani furați tot de la voi, ocupați-vă și faceți lucrarea asta. Ăia sigur că n-au niciun interes, plătiți ăia să-ți facă ție. Iau și ei și copiază, pe tine nu te interesează, tu oricum nu știi nimic despre nimic. Dar ai nevoie ca și Coana Leana, ca și Coana Leana, de această spoială de cultură și de această falsă recunoaștere în ochii cui? În ochii unora care nu te cercetează niciodată. Sigur, poporul român știa cine era Coana Leana. O analfabetă, nu știa nici numele să-și scrie corect. N-a despărțit niciodată corect în silabe. N-a pus niciodată o cratimă la locul ei. Coana Leana, nu știa ce e aia. Și am văzut câteva scrise ale ei. Numi, da, de exemplu, scria N-U-M-I. Da? Sau dați, sau orice, săți, da? Erau toate scrise împreună, nicio legătură cu nimic. Ea era savant de renume mondial.
Așa este și Duicu ăsta. Și Victor Ponta la fel. Și toți ăștia care au copiat n-aveau negătură, pentru că dacă ar fi fost, ai fi ajuns la un mare nivel, să zicem. Și mai aveai nevoie de pasul ăsta ca să te duci în ceruri, să zicem, cel mai deștept om de pe planetă, aș fi putut să înțeleg, bă, tată, în ultima clipă n-am mai avut timp, că era presat, era mintea în 100 de părți, era angajat în nu știu unde, lucra pentru atâta lume, era și în politică, n-am mai avut timp să studiez. Vii sunt ultimii oameni, tată. Ăștia, dacă nu venea revoluție, erau maximum muncitori necalificați cu toții. Cum să te conducă în viață o asemenea șleartă de impostori? Da? Concluziile lucrării lui Adrian Duicu, partea esențială a unei lucrări academice care ar trebui să fie originală în cea mai mare parte, constau practic în analiza proprie a autorului, fără ca acesta să fie citat. Deci el a copiat și din când în când scria la persoana întâi ceea ce spusese ăla în cartea lui. Ăsta este tovarășul Duicu. Bun, acum trecem la județul Vaslui, la un plagiat de tip vasluian, dar ăsta este chiar primitiv. Plagiatul n-are nici măcar tenta asta cât de cât învăluită, așa să mai schimbi și tu un cuvânt, să-l pui la persoana întâi, nu. Șeful Direcției pentru Protecția Copilului Vaslui, e adevărat, nu e la același nivel cu tovarășul Duicu, îl cheamă Ionel Armeanu și a lansat o carte în două volume, intitulată Halucinant, Chimia Briliantul Vieții. Exact ca la Ilie Dobre. Acesta este un titlu de Ilie Dobre. Câtă minte trebuie să-ți lipsească să pui un asemenea titlu la o carte? El fiind bâtă în chimie, atenție. Deci asta este chiar din categoria Coana Leana, în care capitole întregi sunt copiate de pe site-ul descoperă.ro, fără a fi citată sursa. Cartea este considerată, fiți atenți acum, de cel care a scris prefața, criticul literar Teodor Praxiu. Sper că, dacă nu ne ascultă el, să aibă vreun bou de ăsta prin jurul lui care să-i atragă atenția, vezi că a vorbit Banciu de tine. Deci îi transmitem criticul literar Teodor Praxiu că el ar fi spus în prefața cărții Chimia Briliantul Vieții următoarele lucruri. Un act de cultură, această carte, adică, copiată integral, și concomitent un gest de respect față de știință, prin bogăția informației, prin implicarea afectivă și eleganța sobră a stilului, care nu era a lui. Și iată cum cumperi pe unul, ăla îți scrie o prefață să umple de noroi, da? Practic să face albie de porci pentru niște interese. Dracu știe care or fi ele, nu mă interesează, dar te facem de râs. Uite, criticul literar Teodor Praxiu a putut să scrie asemenea cuvinte ca un ceaușist ordinar în alte timpuri, la adresa acestui rudimentar Ionel Armeanu, care a plagiat o carte întreagă și i-a dat acest nume hilar, Chimia Briliantul Vieții. La rândul său, Ionel Armeanu recunoaște că s-a inspirat de pe internet pentru a scrie cartea, susținând că, fabuloasă asta, sper că ne ascultă și Andrei Pleșu sau are și el vreo cunoștință pe lângă să-i transmită. Uitați, domnul Pleșu, puteți să folosiți porcăria asta lui Ionel Armeanu altă dată când mai scrieți pe spatele unei cărți, cine știe pe unde, tot așa ca un citat dintr-un politician. Uite, puteți să-i băgați lui Traian Băsescu asta, că tot a spus pe lângă el la o vreme, cum i-a spus-o aia în gură lui Jacques Chirac, deși era lui Blaise Pascal, domnul Pleșu. Fiți atenți că nu-i rea, să știți. Ce spune Armeanu când l-a întrebat lumea, dar parcă totuși nu te-ai inspirat un pic din eu? Păi am luat așa de pe internet. Băgare a spus, din totdeauna cărțile se scriu din cărți. Nu era, domnul Pleșu. O băgați aici într-un context, cum vă avantajează pe dumneavoastră, pe la cine mai ajungeți, la cine mai stați, cine vă mai invită la un gem, o dulceață, o murătură, unde mai stați la niște taclale, puteți să o băgați, să știți, pe ultima pagină, că dă bine, tot dați din cine vreți dumneavoastră, că la nivelul noastră nu vă contrazice nimeni. Cine ar putea să pretindă că are mai multă cultură decât dumneavoastră? Și o băgați în cârca cui vreți. Sună bine. Din totdeauna cărțile se scriu din cărți. Este din Ionel Armeanu fraza asta. Cartea aceasta, zice el, ca să se justifice definitiv, nu este nimic altceva decât un caleidoscop. Într-adevăr, în paginile sale am venit cu tot felul de lucruri de pe internet, spune el,
Nu pot veni eu acum cu descoperiri în chestiuni științifice. Mai un țiriac ar putea cu treaba lui. Din totdeauna cărțile se scriu din cărți. Cel recunoaște că n-a descoperit nimic, domnul Armeanu, păi atunci de ce ați mai scris-o, frate? Credeți că noi ăștia care ne pricepem la scris, de ce nu ne apucăm să scriem romane întregi? Aș putea să mă apuc și eu să scriu, uite, măcar ca Radu Paraschivescu, o carte pe lună. Dar consider că cam ce era esențial în literatură s-a cam spus. Prefer să-i citesc pe alții, cu siguranță mai bine plasați decât mine, în întreaga istorie a literaturii, decât să mă apuc și eu să scriu așa doar ca să mă aflu în treabă. Sute de cărți, sute de pagini despre orice. Practic, ca să-mi apară numele pe o carte. Păi dacă n-am descoperit nimic, cum zice armeanul ăsta al nostru, de ce să mă apuc să scriu o carte? Ca să apar și eu să zic că am scris o carte. Păi da, atenție, vorba lui Eugen Ionescu, să-l parafrazăm aici, nu e important să citești. Important e să știi ce să citești. Da? Mai bine citești o singură carte în viață, de aia care trebuie, decât să citești ca bou în fiecare zi și să nu rămâi cu nimic. E așa spun și eu aici. Mai bine să te ferești de scris decât să te faci de râs scriind într-una. Păi uite, dădeam și exemplul lui Ilie Domre, care era la un moment dat pe la 45 de cărți. Scris e adevărat, într-una. S-a apucat, ridica capacul de la pix sau tocul stiloului sau cu ce dracu ce scria el, cu creionul chimic, și nu s-o oprea până nu o termina. Bun, și ce rezolva cu chestiunea asta? Dacă ai 100.000 de diplome și sau de insigne, de decorații pe piept și te plimbi și cerșești o gogoașă de la capul străzii, că am mai văzut ăștia, mari invalizi de război, mari, da? Foștii generali, se duc și cerșesc și ei, au aici, e plin pieptul de decorații și ei umblă cu un tramvai de la Hodorogii fără bilet, dacă vine controlorul să-i spună că el are decorații să-l ierte, și să roagă pe stradă să-i dea o chiflă una. Bă, de acord, sigur că nu mai ai bani și vă dă, dar umilința asta. Nu poți să fii și tu, dracului, măcar demn în condițiile în care oricum nu mai ai nimic. Trebuie să duci să te căciulești pe stradă, să te faci de râs, să râdă toți proștii de tine. Nu? Așa și aici, lăsați-mă mai ușor cu lucrurile astea. Stați, citiți pe alții, dar citiți bine. Rumegați, nu citiți o carte într-o singură zi. Stați, pritociți-o. Citiți-o în 8 ani, o carte, să vedeți că are mai mare rezonanță în mintea unui cetățean decât așa, fușerită repede în câteva ore ca să ne lăudăm că suntem culți. Nu suntem, tată, cum să fim? Uite-i pe toți ăștia, doctoranzii societății românești, niște scroci. Bun, avem confirmarea, vorbisem și ieri, dar acum o avem sfințită, încă pe hârtie, că nu mai există nicio șansă ca autostrada Comarnic-Brașov să fie reluată, să fie începută, dacă vreți mai exact, în acest an. Pentru că a expirat avizul de mediu. E simplu, știți că la noi birocrația este totală. Că vrei, că nu vrei, trebuie să te izbești de această birocrație pe care dracu știe cine a înființat-o exact, cine a făcut-o să dăinuie. Cert este că nimeni nu poate lupta împotriva ei. Și am auzit asta la prim-miniștri, la președinți de stat, la noi, care spun că din cauza birocrației, ați văzut, ăia care se duceau, lucrau la nu știu ce companie, se duceau ei să-și plătească taxele, nu puteau. Ăia de la fisc. Stăteau și ei la coadă, ore în șir, sistemul era inatacabil. Deci este exact ca atunci când caracatița aia a dopajului, a cancerului, a ce vreți, te-a cuprins cu totul și tu nu mai poți altceva să faci decât să constați. Sunt 8 picioare din ăla de caracatiță în jurul tău, ești prins, nu te mai poți desprinde de acolo nicicum, de cum să iei piciorul, unde să-l pui. Vine înapoi, mai sunt încă 7. Deci ai rămas, ești prizonierul ei, poți doar să constați până te va mânca definitiv că ai mierlit-o. Asta e tot ce mai poți să faci. Deci nu se mai poate face nimic nici aici. Fostul ministru al transporturilor, eterna Anca Boagiu, susține că lipsa avizului de mediu este un nou tertip al guvernului pentru a acoperi lipsa finanțării. Ok, da, Boagiu, da, e un tertip senzațional. Și cum e, mă, să vii și să spui ca Victor Ponta, până în 2016 o să fie gata Comarnic Brașov, adică un căcat, da? La nivelul unei țări care n-are nicio autostradă funcțională, real, niciuna, să faci Comarnic Brașov absolut egal cu zero. Ba, București Comarnic măcar, da? Comarnic Brașov, este o rușine mondială să faci atâta până în 2016.
Și să vină Șova și să spună după aia din servilism: da, tovarășul prim-ministru, mă duc acum, acum mă duc și mă instalez cu cortul acolo, până nu-i gata, nu mă ridic de acolo, așa, o să mănânc numai frad și mure de pe marginea drumului, când o să bat Cuba cu oșii care mai vin pe acolo, dar nu mă ridic. Și acum să vii și să găsești o scuză că le-a expirat avizul de mediu. Deci înseamnă, doamna Boagiu, că ei de fapt n-aveau niciun interes să construiască, așa cum am bănuit-o de la început, că asta am și spus. N-au venit la putere ca să facă ceva. Deci asta ar fi colosală. Și a doua chestiune, că nici nu vor. Pentru că te-ai zbate cumva. Uite, de exemplu, eu o să fiu Dan Șova acum, să fiu și prietenul lui Victor Ponta și să mai fiu și ministru, m-aș duce acum cu cortul și aș spune: domnule, nu mă mai ridic cu cortul de aici până nu obținem avizul de mediu. Adică mi se vă, noi vrem să construim, avem și bani, sau să încercăm să-i aducem, să-i furăm de undeva, nu contează, dezmembrăm niște vagoane, să le topim, să facem niște bani, să tăiem de la funduri. De ce Victor Ponta nu poate să taie pensiile tuturor pensionarilor, salariile tuturor cetățenilor din România care lucrează la stat și să-i dea lui Șova bani să termine Comarnic Brașov? E important autostrada decât pensionarii. Da? E important autostrada decât salariații. Bineînțeles, un sacrificiu național. Cum nu se poate? Că birocrația... Du-te, bă, la FMI, pune-te în genunchi, spune-le: noi trebuie să ne-am angajat în fața cetățenilor. Dă-ți demisia dacă nu obții fonduri pentru un ciot de autostradă în tot mandatul tău, nenorocitule. Deci nu se poate așa ceva. Nu poți să vii să spui: păi atunci pentru ce erau bani? Știu că ne-a spus: sunt bani, sunt, n-a vrut Traian Băsescu, n-a vrut Emil Boc, nu știu ce. Bun, ok. Dar acum e mandatul vostru. Unde sunt autostrăzile? Deci suntem la jumătatea acestui an și a expirat avizul de mediu. Bine, a expirat din 2012, cică. Dar nu contează. Ei n-au mai cerut aviz de mediu și în momentul de față au pus brațele așa la piept și au zis: nu mai putem să facem nimic. Gata, asta e pecetluită. Nu se poate, mă, să veniți și să ne păcăliți în halul ăsta, mă. N-ați făcut nimic în niciun alt domeniu care ne interesa, unde întârzierea României era gigantică. Deci în niciun alt domeniu nu s-a întâmplat nimic. Bă, nici în infrastructură. Ori sunteți proști, ori lucrați pentru cineva, aveți niște interese, dar nu le găsesc nici pe astea. Adică care-i câștigul? Cui e câștigul să nu se facă niciun kilometru? Deci încă o dată spun, în acest an, an în care trebuia să duduie șantierele patriei, nu s-a făcut niciun kilometru de autostradă. De ce? Că este interesul, că acum sunt numai oameni cinstiți la guvernare. Gata, s-a terminat cu șandramaua lui Iliescu, lui Băsescu, da, toți ăștia care ne-au umilit atâția ani. Acum sunt numai cinstiți, au fost aleși cei mai competenți oameni, pentru prima dată. Până acum toate numirile s-au făcut pe criterii politice. Fiecare pe cumetrii, pe nu știu ce, așa ni s-a spus. Gata, s-a terminat. E timpul să ne apucăm de treabă, țineți minte. Să lăsăm anii ăștia odioși a lui Traian Băsescu în urmă, să ne apucăm de treabă. Bă, Băsescu nu te lasă să muncești la Comarnic Brașov? Bă, e grav. Dacă îl prinde cineva pe Traian Băsescu cu ursul sau cu păstrăvul sau cu ce se duce el acolo pe autostradă, să-l denunțe, tată. Să poate. Ce face el? Să-mi pune acolo cu legat de lanțuri să nu se construiască niciun kilometru de autostradă? Cine vă oprește, tată? Cum poți să vii să-mi spui bilanțul la mijlocul lunii iunie? Da, tu n-ai făcut niciun kilometru și nici nu mai poți să faci. Este absolut lamentabil acest lucru. Dar ăia chiar pe Antena 3 nu vorbesc despre treaba asta niciodată. Vorbiți, bă, despre treburile astea. Și voi din când în când. Care este motivul pentru care nu se va ajunge la... Așa cum am spus eu. Că nu se va termina niciodată nicio autostradă. Dar de ce? Explicați-mi voi. A spus atunci, nu, tată, că ăla-i băsist. Nu, i-a zis, nu sunt băsist. Dar îl detest pe ăsta care a venit acum. Am dat seama că e prost. Da? Că dacă îl detest pe Ponta, trebuie să fiu băsist? Nu sunt. Înțelegeți? Dar nici nu pot să-l apreciez pe ăsta dacă nu face nimic. Simțindu-l că nu face nimic, el și cu oamenii din jurul lui. Deci nu se putea face. Bun, trebuia să veni și să ne spună de la început. Din păcate, nu mai putem. A venit la putere, dar va fi o duminică permanentă în România, pentru că noi nu putem să ne apucăm de treburi. Ele nu se mai pot realiza. Bun, nu va fi competiție în interiorul PSD. Bun, asta e o decizie înțeleaptă, să recunoaștem. Tăieți gura lui Mircea Joană cât mai repede, cu atât mai bine. Nu pentru noi, că mie îmi convine să-l au pe Joană lătrând.
Da? Dar acolo, la voi, în PSD, într-adevăr, dacă îl lăsați pe Gioană să mai continue ritmul ăsta, să faceți alegeri interne, care să fie candidatul, că Mircea Gioană v-a făcut albie de porci pe toți în PSD când a avut ocazia. Cel mai fățarnic om pe care l-am văzut în politica românească, ăsta este, voi, fraților. Deci el își trata colegii, își trata viitorii colegi cu cele mai cumplite invective și acum vrea să candideze numele PSD. Cât de proști pot să fie PSD-știi, sigur, e puțin probabil, să ajungă să-l împingă pe Gioană, mă, la înaintare, pe tot ce le-a făcut Gioană în acest timp. Marea înfrângere, bineînțeles, pentru care trebuia să-i și taie capul atunci, a fost înfrângerea la prezidențiale în 2009. Evident, deci aia era ceva înfiorător. Ai ratat în asemenea condiții, du-te, Dumnezeule, în pustiu, să nu te mai vedem niciodată. Ia-ți dragostea ta cu tine, du-te cu cine vrei, cu Crina Antonescu, bă. Ai legat o prietenie pe viață, prietenie de 2 săptămâni legați, l-a făcut ciur pe Antonescu de atunci. Cum să pui să candideze un asemenea om la președinție? Ce moralitate are Mircea Gioană, bă? Răstă într-o casă cu chirie care nu e a lui, deși are un... stă pe un morman de bani. Da, un om uriaș, e cât marele zid chinezesc de bani cât a adunat, nu e casa lui, da, a făcut cele mai cumplite declarații în politică și a bătut joc de toată lumea, ne-a mințit în ultimul hal, da, și acum să consideră învingătorul alegerilor, cum să candidez cu ăsta, mă? Puteți, mai mare rușine aici nu există, bă, doar să fi venit cu auto ăla, să vi spun, noi ne-am gândit așa că românul e atât de prost, să aducem unul exact ca și poporul. L-am adus, uite, pe auto ăsta să candideze el. Că pe ăsta îl meritați. O să vii, mă, cu Mircea Gioană. Evident că e o glumă. Dar încă o dată spun, nouă ne convine să comentăm, să-l comentăm până în preziua alegerilor pe Gioană ca posibil candidat al PSD-ului. Ar fi ceva absolut lamentabil. Deci, după ce au pățit-o cu Crina Antonescu, n-au reușit, asta se întâmplă tot așa odată într-un secol, să ai toată puterea de partea ta și să te ceri ca prost în interior și să pierzi jumătate din putere. Ce este fix ca ăla care a câștigat la loto 250 de milioane de euro și a doua zi se duce să-i joace la casino. Da? Ce-ți mai trebuie dacă ai atâția bani? Ce vrei să faci la casino? Să-i câștigi 1 milion. Da? Lângă ea 250. Cât de bou trebuie să fii? Te duci și pierzi pe toți a doua zi. Așa și aici. Și au avut toată puterea, absolut toate pârghile la dispoziție, jumătate din hal că s-a dus. Acum, ca să-și mai facă o dată harakiri, îl pun pe Gioană candidat la președinție. Bă, peste asta n-ar putea să mai fie nimic. Bă, cât îl detestăm noi pe Victor Ponta. Da? Cât îl urăm pe Victor Ponta ăsta. Bă, tată, da, să-l pui pe Gioană candidat în condițiile astea, să stea Ponta să îi țină pumnii lui Gioană, după ce Gioană îl beștelise, îl făcuse ultimul om, tiran, om fără caracter, un mojic, nu mai știu cum l-a făcut, un tupeist, un mafiot, pe toți așa, să stea să-i țină pumnuții lui ăla când apar rezultatele pe ecran, că l-a făcut iară cu o jumătate de procent pe adversarul din dreapta și tot să se felicite și iară să ne spună că a fost greu, am avut și emoții. Bă, este senzațional, am avut și emoții, spunea Mircea Gioană. Și îmbrățișa protocolar soția, cred că nu mai pupase pe aia de 25 de ani. S-a văzut după cum s-a dus atunci la ea. Ce gesturi, mă! Ăsta să candideze la președinția României, mă, chiar și pentru PSD, mă. Un partid care n-a făcut altceva decât să le fure identitatea oamenilor de când ne știm, chiar și pentru PSD ar fi o căciulă prea mare, acest Mircea Gioană. Că prea odioasă în sensul ăsta, bă, nici ei nu și-ar putea permite o asemenea farsă. Probabil că până la urmă nu, pentru că asta spune Liviu Dragnea, că totuși hai să nu întindem coarda până acolo, nu avem nevoie de circ, zice el, sau de spectacol, adică vom merge cu Victor Ponta și Gioană, asta e, cu limba de lemn va trebui să se supună până la urmă și să-l accepte. Între timp, Liviu Dragnea mai anunță un scurt circuit și anume noua întâlnire oficială pe care tinerii PSD-și, dar și barosanii, adică mustăcioșii din PSD, au avut-o cu Partidul Comunist Chinez. Acum, aș vrea să comentez un pic chestiunea, nu mai intru în amănunt, iar s-au văzut cu chinezii, iar ne vorbesc de tratative în domeniul energiei și agriculturii, să facem afaceri cu China. Am recunoscut-o, dar foarte bine. China este cea mai mare putere mondială peste câțiva ani. Da? Este într-adevăr o națiune în plină expansiune, nicio tragedie. Chiar dacă nu este membri UE, așa, și că nu e foarte indicat să-ți faci prieteni în China, când mai degrabă poți să-ți faci dincolo peste Atlantic, da,
trec și peste lucrurile astea. Fraților, am următoarea impresie, de ce acest partid comunist chinez, nu dă bine aici chestiunea, sigur, cu Dragnea și cu Ponta, cu moacele lor de comuniști, să stea tu cu comuniștii la masă, n-ai toată Europa la dispoziție, n-ai putut să-ți faci un prieten. În 27 de țări europene din Uniunea Europeană, da? N-ai putut să-ți faci un prieten. Da? Nimic. Tu te împrietenești cu chinezii. Hai să înțelegem și asta. Bine măcar că i-ai făcut prieten. Știți care e chestia aici la mijloc? Foarte clar, trebuie să o spunem. Ai noștri au impresia că îi pot fraierii pe chinezii. Deci să fie clar de la început. România nu are nicio relație cu China. China este la dispoziția oricui. China ar investi și în Surinam. China investește și în Honduras. China investește în Timorul de Est. China investește în Sudanul de Sud. Pe ei nu interesează. Ei se duc oriunde, expansiunea, un chinez în plus într-o altă țară, pentru ei un câștig. China își permite. România are impresia, China fiind într-adevăr o națiune fără sfârșit, da? O baltă plină de pește tot timpul anului, că noi putem fraieri pe ăștia. Atenție! Subterfugiu aici, hai să le cerem bani chinezilor, hai să le cerem, că ei investesc, dă-i dracu că ăștia-s proști. Și pe ideea asta funcționează marele nostru parteneriat. Să vină chinezii că pe europeni nu-i mai putem fraieri. Pe americani nici atât. Ăia s-au prins cam cine-i România. România nu are această cotă mizerabilă în China. În China nu are nimeni cotă mizerabilă. Deci ăsta este motivul pentru care noi încercăm să discutăm cu China. Poate, poate îi păcălim așa cum ne păcălim pe noi înșine. Ne întoarcem pe o pauză. Dragi prieteni, avem la dispoziție, iată-l, să știți că e util ăsta. Pe lângă faptul că poate fi citit, accesorial, poți să împachetezi borcane de murături, zarzavaturi, nu știu ce, se poate și copia. Acum mă gândesc. Dicționarul medical ilustrat și actualizat. Vrei să te faci farmacist. Da, scrii tu o lucrare, tată, copiezi 200 de pagini de aici, e în regulă. Să știți că îl puteți lua la 239 de lei, în fine, dar totuși e redus de la 299, asta e, deveniți doctor după aia. Se poate comanda cu un SMS cu textul litera la 1800, litera scris cu majuscule, tarif normal, cartea are și suficiente fotografii, se pot scana și alea, grafice, luați exact ce vă trebuie de acolo. Libertatea, Cristian Cioacă, 15 ani și 8 luni de pușcărie pentru uciderea Elodiei, acolo el arată o chicinetă unde ar fi măcelărit-o, la mișto, spunea atunci, se pare că n-ar fi ajuns din urmă aceste glume și astăzi a fost condamnat definitiv la 15 ani și 8 luni, deși nu era încadrat la omor, atenție, de către judecători. Bun, la ce față are Cristian Cioacă, își merită bănuții. Dan Diaconescu să trăiască, pentru că până la urmă e autor moral al acestui eveniment. Pe mâine seară!